Avocații liderului partidului Șor, Ilan Șor, au solicitat recuzarea judecătorilor care îi examinează dosarul. Aceștia susțin că le sunt încălcate drepturile lor la apărare, iar la examinarea dosarului nu se ține cont de legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor. Acumularea probelor. Deci, la dosarul din 47 de volume, 27 sunt anexate probe în baza la care este învinuit probe, să spunem, documentale, în baza că este învinuit Ilan Șor în comiterea acestea infracțiuni. La materiale sunt anexate în 2015 niște xeroxuri și așa mai departe. Proveniența acestor documente până la momentul de față nu este clară. Nu că nu este clar, dar ea lipsește. În plus, Colencu susține că la examinarea dosarului privind frauda bancară, procuratura nu a cerut o expertiză financiară, iar acuzațiile au fost aduse în baza unor mărturii făcute de o persoană care nu a fost niciodată interogată în instanță. Asta avocația engleză s-a referit, este faptul că Matu Cheie, fiindcă la dosarul domnului Șor, nu este anexată nicio expertiză financiară bancară care va dovedi sumele și așa mai departe. Și martorul cheie pe acest dosar nu a fost interogat în instanță. Potrivit lui Aureliu Colenco, procurorii susțin că martorul cheie în dosarul lui Ilan Șor se află în străinătate. Cât avocații moldoveni și cei engleși au stabilit locul aflării acestei persoane, unde el la moment funcționează și am depus o cerere în Curtea Supremă a Statelor Unite, dintr-un stat a Americii, cu cererea de a permite interogarea acestui martor pe teritoriul Statelor Unite. Deoarece procuratura, în mod vădit, face așa ca acest martor să nu fie prezent în instanța de judecată. Cererea avocaților a fost respinsă marți 21 februarie de Curtea de Apel Chișinău. Amintim că procesul împotriva lui Ilan Șor este în derulare din 2016. Politicianul este acuzat de fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari. La rândul său, Ilan Șor a declarat în repetate rânduri că nu este beneficiarul furtului din sistemul bancar și că delapidarea a avut loc după ce a fost înlăturat de la conducerea băncilor vizate. Următoarea ședință de judecată este programată pentru data de 3 martie.